Este bine cunoscută povestea de dragoste finalizată cu o bruscă ruptură dintre Vlad Voiculescu și Laura Ștefănuț. Ea l-a prins la pescuit pe Tinder, cu un cont fals, și l-a trecut imediat pe lista foștilor. Doar că nu s-a terminat totul între ei. Copilul pe care l-au iunește din când în când, doar că plutește în aer tensiunea. Imaginile pe care CanCan.ro le-a surprins cu cei doi scot în evidență unul dintre acele momente tensionate. Vlad Voiculescu încalecă un Uber și direct în zona Chitila s-a dus, acolo unde locuiesc părinții Laurei. Exa lui Vlad ajunsese și ea acolo cu puțin timp înainte. Chiar l-a observat pe Vlad, dar a mărit pasul. După 20 de minute s-a declanșat acțiunea. Laura Ștefănuț a ieșit cu mai multe pungi de haine pe care le-a îndesat în mașină. A revenit în casă, de unde a apărut cu copilul în brațe și l-a pus în mașină. Dar, în poartă au apărut Vlad Voiculescu și tatăl ei, care, mirați la culme, au privit-o cum demarează în trombă. După ce s-a dezmeticit, Voiculescu a revenit în locuință, a luat cheile de la cea de-a doua mașină și a plecat și el. Laura Ștefănuț ajunsese în zona Cotroceni. A luat tot din mașină și a intrat într-o casă din strada Dr. Zaharia Petrescu. Acolo a ajuns și Vlad Voiculescu, la scurt timp. A parcat și a început să erodeze telefonul, fără succes. A urcat în mașină și a plecat către Piața Constituției, iar acolo a repetat scenariul. Și de această dată a sunat în van. Laura nu i-a răspuns. A revenit în Cotroceni, dar în ciuda mesajelor pe care le-a dat, fosta tot nu a apărut. A părăsit zona și s-a refugiat tot la Socri, unde a vorbit cu mama Laurei și de acolo a plecat cu o saltea și cu un scaun. Finalul pare fericit. Vlad Voiculescu a ajuns din nou în Cotroceni, iar femeia a ieșit din casă și a luat salteaua. În timp ce fostul ministru al sănătății a dispărut în zona Băneasa, vizibil afectat de situație.